s-a ajuns într-un final la hotel, 507 camera mea, și începem așa cum v-a obișnuit Goguci, cu un rum turulescu. Stai să închidem ușa asta. Pentru prima oară deschis eu aceste uși. Aici e Căcănescu, Dușulescu, frumos, Oglindescu, Șuzulescu, Bedulescu. Bă, ce frumos! Bă, ce arată bine mai și frumos! Ia uite! Ia uite cine așteaptă aici! Alghiozan Canam! Mamu! Ionuț Coste, Romania! Și-a plecat! Programul Ionuț Coste, Romania! Mișto ăsta, cu siguranță are tot ce trebuie înăuntru, jersey, canam și așa mai departe. Și aici avem un ceva gustare și un balcony. Ia să vedem acest balcony. Ia uite, Portugalia. Ia vezi, mă, ce frumos. Holy moly, guacamole. Hai să vă dau și un zoom. Ia uite, how nice is this? Mă leacă de zoom out. Frumos. Ia uite, bă, ce clădiri pe aici. Ia uite, mă. Ia. Mă rog, hai, ne vedem. Dealership of BRP here in close to Baltar. Milfa Norte is the company who is for 25 years distributor of BRP for Portugal. And the 850 is a detuned version producing 82 horsepower. How we were able to achieve over 100 HP per liter is with new technology that we brought with this engine. So we've started with double overhead cam, which helped with the thermodynamics of the engine. We've also increased the compression ratio. So back then on the G2 Plus 1000R, compression ratio was 10.8 for 1. We're now at 11.6 for 1 compression ratio. So this is how we were able to achieve this type of performance. The 850 has a 150 centimeter cubic radiator, whereas the 1000R will have a 500 centimeter cubic radiator. So this is the main difference between the two engines. And we also have a specific CVT calibration for the 1000R to be able to reach this kind of power. It's easily accessible to clean, and as you can see, it provides fresh and clean air at the vehicle highest point.
if you do some riding in water also, the fact that we're adding the intake of the engine CVT at the highest point, I make it a lot more secure to not have water coming into the engine of the vehicle. Avem aici modelele electrice, full electrice, de la Can-Am. Arată bine, nu mințim pe nimeni, ba arată bine rău de tot. Iar quality build, exact așa cum vă așteptați de la un Can-Am. În sfârșit, momentul mult așteptat, mergem să rupem niște ATV-uri, mai exact niște Can-Am-uri, vedem ce și cum, că nu se știe planul. Și uite, ia uite cum am prins jocuri aici, da. Bune, rău de tot. So what we do here is different. The recreational ride will be in the afternoon on these new ATVs, but what we want to do here is to show you the utility features of the vehicles. You can move, look, see? Oh, the angle. The angle, yes. You turn it like this, you use it like this, and the second angle is turned. Bun, acum ne arată cum funcționează un UTV din ăsta, un Truckster. L-am mutat de mult, de nisip. Arată bine, toată puncte de Iron Baltic. Băi, țin că nu știu că eu am Iron Baltic. Îmi place mult de tot. Băi, eu nu știu unde mă să folosesc așa ceva, dar credeți-mă, mi l-aș lua mâine. Eu am probleme. Hai, Robert, e șansa ta, Robert. You are riding with L. Only, always if you are running with L. Au fără suspensie. Auzi? Bine, mă, Robert. După cum vedeți, toată lumea cască. Mamă, ce reci sunt ăsta. Am închis ușa. Îi dăm elu. S-a plecat. Îi mai dau alea ca așa. Pentru detalii sunați-mă. Că vă fac curtea și scump. Ia uite ce frumos am luat. Nota 10 dacă mă întrebați pe mine. Am aproape de bățul ăla, dar lasă așa. Am fost cam aproape de bățul ăsta, dar aici de ataj în gură că n-am văzut băiatul. Fii și tu atent. Cum e Liviu? Super. Super, nu? Foarte tare, foarte, foarte tare. Sunt mișto, dar uite, vezi, a rămas mult pe aici, a rămas nisip de ăsta. Aranjăm acum, nu lăsă. Aranjează-l, te rog. Vor să zică oamenii, ia uite, ia uite și pe aia mei ce fac. Ce aveam acolo în spate, mă? Ăla e, mă. Ne descurcăm cu oamenii pe Revolut la final de zi. S-a plecat, perfect. Invers. Aha, uite cum îl trage cu winch-ul, frate, cu troliu, frumos. Da, interesant, mă. Acum am prins eu cum merge treaba asta. Do you want me to film you? Yes, please. No problem. Ține și ăsta, te rog. Ținem și ăsta. Winch-ul de aici. Winch-ul de aici, da. Da. Și mai e acel controller care învârte unghiul. În L întotdeauna. We've done a good job till now. You like it? Yeah. Poate găsesc un job la Profermă. Ce s-aud așa? Sper că nu GoPro meu. We know we are very well known. Yes, you are. Place, you know. Yeah, yeah. In Romania at least everybody is talking. So what I have to do? This one is loading the logs? Yes. This one is loading the logs. Okay, the easy. Very good. Okay. This yes, this one. It is winch but so for winch remote. Out. In out, it is, okay. It is out. In it is in. So now needs to be out. Yes. Let's lift that heavy one. The heavy one. Yes. Okay. Oh. Adică nu uităm la bani. Always, always try to catch the log from the middle. From the middle, okay. Distribution of the weight. Yes. And now, like this. Yes. Just hook it.
I'll hook it, and now I press in, I suppose. Yes, yes. You can hold it like this, come here. Come to my side. Okay. Come here. I will show you. You can hold it that with one hand like this. Only one side? Yes. Okay, yes, easy. Just hold, and now in. Yes. Yes, push it. Yes, very good. Yeah, push it, push it. Okay. Mm-hmm. Push it, push it. Yes. You don't have to lift it with your own weight. Okay. Just push it. Just to handle it. Yes. Now you can. Whoa, be careful. Whoa. No problem. No problem. Now you can come here, example. You can take this from the rear part. Okay. Turn like it so. Just turn it in. Yes. Now how? Oh, hi kutata, hi. Now you can do it like this. Yes, unplug it. Okay. Let it out. 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 And now in. In. Wait. To move it. Yes, in the front. Wait a minute. Give me that. Okay. Now just in. Oh, in. Yeah, in. Up. And now it out. Out. It's out. What do you think, guys? Easy. I'm made for this. Yes. I need my own land in Romania. Yes. but if you have to lift those by hands, it's very difficult. So yeah, indeed. Still a tool, especially for older people. And so for two people, it's much faster and yeah. easier. Yeah, and you can do it alone. You don't need anybody else. So nice. Who's the next one who wants to try? I'm the next one. Yeah. But okay. I want to good job. The process from zero. Okay. Take it away and do it. Okay, I will take it down. Yeah, take it down. This is the remote, in and out. Yeah. Try it, install on the middle. On the middle every time? Yeah, because of the weight balance. Yeah. Remote. Now push in. Yeah, push. Don't be afraid, push it. Yes, very good. I have to ask, how much is this one? This trailer. Yeah. Around, depends on the accessories, but if it's with timber trailer, Crane electric winch, 2500. Okay, good. Vorba aia merită toți bani. 2500 de euro. 2500 de euro. Mare, dacă te ocupi cu lemne, ai șemineu, ai ce vrei. Dacă faci câmpenești tot timpul, îți trebuie așa ceva. So what's this for? For this, you have to take those balls, those silage, the like the hay, but the wet hay from okay. the field when they are making it, then from the grass, to take it to the horses to eat or the cows. Nice. It's okay. Now it clicks. Now it works. Okay. So basically, you. So this also it. Has in out yeah, yeah. and so on. Okay. So if it's it goes off. In like few minutes, so you have to keep it 3 seconds down or not. Okay. Then it turns on again. And now, where should I go? Just we have this is a small track here. You just go round and then. And I have to unload. Yeah. Later okay. on, somewhere here, you should unload it. Count on me. Don't try too fast because it's. Sure. Tiberi, eu n-am înțeles nimic. Nu înțeles nimic. Eu nu sunt aici, îmi cer scuze. Ia vedeți, mă, ce frumos. Nu, mai gata, mă ocup de tărâțe, de altele în România. Ia uite, mă, cum merge. Și-a plecat. Nu prea am înțeles foarte bine unde trebuie să merg. Presupun că ținem traseul. Mamă, dacă se ia lumina, 80 merg cu-s. Luăm așa, din larg, ca cu tirul. Eu și știu. Ia, vezi, mă, văd ce-mi plac ăstea, băi, frate. S-a stricat. Hai! Era să zic, hai, Georgiana. Da. Las-o așa. Acolo ne bușim.
job! Am plecat, iau mai bună strada. Bine, mult cu strada. Cum se zi, mă, Petruța? Petruța, ai spune. Punem jos, plus jos, pe viraj. Da, mă, frumos. Aici e frumos, rău de tot, ia uite. Zi tu cum era cu enduro aici. Aoleu, am atins. Sigur nu fac ceva bine, că ia uite, a venit după mine. Să-i palete. Păi și unde să-l dau jos? N-are claxon, n-are. Lumea rea, bă, s-a uitat la claxon. De ce claxon să ai nevoie? Ia să vedem. Păi și acum unload-ul? Hai să vedem, îl dau pe pâl, îl las pornit. Deschidem portiera asta, majestică. And now, out. Out, mă, sau in? Trebuie să țin pentru 3 secunde că s-a oprit, am ținut minte. Roguchi redneck. Like so? Is this good? Totally down. Totally down. Adică like so. Ia uite. Roguchi știe, mă, foarte multe, să știți. Dacă asta voi avocat să fugi lângă. So what's the deal with this one? Drive it. First of all, you have to drive it near that big pile there. I will walk with you. You will collect it with the with the winch. It's totally down. Okay. Run into that. Collect the bucket. Then. So on this one, you don't need the remote because you have the winch. Okay. Și a plecat vorba românească. I have to come with the bag. Ok. Mamă, ce șa confortabilă să îmi bat picioarele. Ok. Like so. Ok. How nice is this? It's alright already. Alright. Yeah. And what's this for? You will see. Okay. I'll pack it up and try to the another. Hai în fața cu el. Și acolo vom descărca. I know, this is to unload. Very smart. Whoa! I'll just pull the up. Down. Okay. And it's more or less empty. Yeah. I need this one. Hey, Sam, I need it. You can get it. You can actually get this same one if you want. But I think you can't put it in the plane. But, yeah. So, how much is this one? An estimate. €500. 500 euro? Give or take. Cheap? I don't know, it's fair price, I think. But Romania, I really love it. It's really a nice country, especially. Yeah, yeah. Okay, I actually only have been on the Transylvanian area, but yeah. In our forest is paradise. Anything else to do with this machine? No, or no, that's all? Only, this is okay. That. Acum vom încerca, fraților, tot ăsta de la Iron Baltic, remorcuța asta. Looks very nice. Nu știu dacă am înțeles prea bine prin unde să o iau, ce să fac, dar știți că viața merge înainte. Să vă mișc puțin. Where should I go now? Like so? Ok. Să n-am frână de mână trasă la noi. Să nu uităm că am Bartai trailerul în spate.
Bine că și știu, ați văzut cu alea repo cum mă mișc. That way? Da. Ia vedeți. Bă. Nu mai am mulți, să vă spun adevărul. Să deținem așa ceva, dacă vorbim. O lângă Maverick. A se consemna. Că iar nu știu să mai vorbesc, îmi pierd cuvintele. Ia vezi, mă, ce știe Guguci cu asta. Hai de cap de om. M-am născut în ele, frate. Au, stau cu mâna așa pe ușă. Ha, 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 ha! Can you write down my phone number? You can always. Yeah, of course. How to plug it the hose in the machine? Who knows? I know. You know. Okay. Let me show you first. So where would you put it? Like so. All right. And now twist. Perfect. You have to twist it. Excellent. Right. Good. Can anybody bring the end, please? Zi tu că n-a arătat pompier. Dacă te uiți așa de la distanță. Ești. Arătat pompier. Am problemă. Are ca niște catâri. Are ca pompier, băi de stinge. Vreau să te văd cum sar jos de pe bar. Și cum sar? Hai de că bine, nu la greutatea asta, s-au rupt vreo două cu mine. I need two volunteers. Hai, go. Ok, good. Oh, free actually. One will be holding the hose now. Okay. Yeah. And then we here, right here, because obviously the water is in the tank down here. Actually, yeah, just for everybody to know, eventually we will try to hit that dead button. 2-2-2-10-9. It's coming. Yeah, I feel it, it's coming. Ține și mie asta, te rog. Haide, bă, care calcă pe el, bă? Open it a little bit, open it with the end. Yeah. Hit the bucket. Try to hit the bucket. Ce este, tati meu? It's drinkable? I'm thirsty. Sper că e ok, că... Am mișcat și pânte două. E bună? E bună. Bea, tati meu, bea. Mi-e foame, tati meu. Mi-e foame. Bun. Fraților, eu voi testa modelul anterior, celui 2025, și urmează să-l schimb cu cel XTP al lui Liviu, dar nu e o problemă să pornim de pe acesta. Este o tură de recunoaștere, nimic fancy, asta e rău, nu o să existe nicăieri unde te duci să te lase să testezi ăsta la maxim. Am făcut live-ul pe TikTok, ați văzut ce am zis deja. Vă invit, repet, să dați și voi un follow pe TikTok și pe Instagram. Bă, șezutul este peste cel de la Spider, fratele meu. Deci nu știu. E moale, e confortabil, e prea mișto, frate. Iar cum virează, vai de capul meu. Uite, un deget, două degete, scuzați-mă. Ia uite, două degete. Ia, un deget. Sau ciocnic. Cel vișiniu a dat în ăsta al meu XTP. Ăla XT și ăsta XTP. Ui.
Gâlu. Despre ce vorbim? Mamă! Trage, tati! Păi, nebula! Da? Zădeam. Aici avem sistemul al lintiu, por bagaj. Uitați-vă cât de mare. Dacă nu bag aici 35 de GoPro-uri, ascultați ce vă spun. Și 35 de baterii. Salut. De unde ești, Doloc? De unde ești, Doloc? Eu de Păsate. De Pantace, bă, vă să zicem, mă. Robert de la Pantace, bă, vi l-am arătat în vlogul de la Păltiniș. Așa cum să nu știm. Zi-mă tu câteva cuvinte despre asta, că e un afar care are suspensie Fox, gri și LED-uri pe față, eu n-am știu ce să zic. Este foarte confortabil, la 30 la oră la cât ne-am dat, e ok. Sperăm că o să mai putem să ne dăm un pic mai extrem astăzi și la sfârșitul zilei lăsăm o părere. Da, corect. Lăsăm o părere competentă. Da. Cât de cât, că n-ai cum să-ți dai cu părerea despre un utilaj dacă îl testezi maxim 45 de minute în total. N-ai cum. Da. Are putere, da. 101 cai putere și mai are aici tot linkul ăsta, tot por bagaje. Ăsta nu știu cum să fac. Bă, cred că poți să iei ceva de la Maverick Air. De la Maverick, nu? Da. Aceeași port. Și vine cu ceva brațe noi, parcă, nu? Da. Asta. A împrumutat ceva de pe Maverick, nu? Da. Nice. Băieți, bine, mă! Cu cât mă uit mai mult la ultimul model de Outlander 1000R, cu atât îmi place mai mult, să știți. Foarte ciudat mi se părea, să spun așa, bine, exagerez cu foarte ciudat. Mi se părea ciudat din videourile de pe internet, dar în realitate face sens, să știți. Chiar face sens, e frumușel. Ia uite, cer scuze. Dănuțule, asta e în cinstea ta, pe 2,4 €. De ce mă întrebi? Uite așa, dănuțule. Ce trage și ăsta, bă, frate? În toate mințile lui, așa. Ia uite ce Beetle avem. Mamă, nice, bă, băiatule, bă. Cred că mă duc cu Mr. Untouchable să facem niște content cu the latest and the greatest Outlander 1000R. Hai, mă, la off-road! Acum voi merge cu 1000R 2025, costă un cai putere, cel short. Deci cel scurt, pentru prima oară voi testa așa ceva. Sunt super curios și mergem să îl testăm o leacă mai pe forță. Am vorbit cu băieții ăștia, bă, fraților, am experiență, vreau și o să văd și eu cu adevărat cum e, ce spun oamenilor care se uită la mine cu 20 la oră. Ok, 10 minute, bem și niște apă și îi dăm drumul de aici. Let's go, ia uite, are 67 de kilometri ăsta.
La cel anterior e schimbătorul puțin mai în față, acum e mai în spate. Chiar mă gândeam, dacă ar fi să-mi iau astăzi Outlander, de care mi-aș lua? Short sau lung? Vă dați seama ce ușor să ridic ăsta pe două roți. Costă unul cai și short. Sunt fericit că l-am luat pe ăsta short. Chiar eram curios, sincer. Ce, olu, maica domnului. Maica domnului. Oricum, într-adevăr, pune puterea lină, așa. Nu te... n-are zvâc din ăla. E zvâc, dar nu-ți dai seama de el. Nu știu cum ai vasul. Hai să vi-l dau o leacă pe N. Să-l auziți. Aude bine, mă. Chiar și cu evacuarea stoc bine, aș schimba-o gen ziua 1. Dacă tot stăm degeaba aici, fraților, mamă, mereu uit că n-are plăcuța aia de în spate. Deși pe acesta avem foxuri de-astea gri, cu reglajuri, rimbaud, nebunii. Ia uite, cârlig, evacuarea asta, bombă, bitlock, bombă, tot, mamă, ce înțapă ăstia, bă. Anvelope, XPS. Așa ca prima fază, în ăștia 5 metri, se simte bine. Se simte bine ăsta short și încă nu m-am decis pe care l-aș lua. Să fie short sau să fie long. Mamă, și încă o chestie care trebuie neapărat făcut ceva cu ea. Numărul ăsta de matriculare, frate. Știu, n-ai unde să-l pui în altă parte, dar măcar să dea asta la o parte. Acum, pentru prima oară, urși-o mai tare în puii Capri. Ia uite-l, mă, ia uite-l, mă, cu dragi pe el, bă, ia uite-l. Ia vezi, mă, că nu se potolește, mă, băiatule, mă, bravo, mă! Ce m-aș mai fi plimbat? Ia vezi, mă, a dat în ăla, mă, frate. Aoleu! A dat în ambele, mă, ca ți-aș vrea, dar și în față și în spate. What's happening today? Good job. E adevărată vorba aia, că cu cât ești mai atent la un alt TV, cu atât îl faci mai praf. Adevărată vorba aia, să-mi bă picioarele. Deci omul meu a dat și în ăsta. O, frumos, ia uite, se împăviață. A dat și în ăla din spate. Uitați-vă puțin, fraților, pe ce mi s-a pus mie. După toată experiența din Portugalia, this is it. Mi s-a pus rău de tot pe ăsta. Uitați-vă la limbajul ăsta de design. Can-Am, all the way. Avem piesele astea care se regăsește pe Spider-ul meu și multe elemente de design care se găsește pe Spider-ul meu. Se stă mult mai sus pe acesta și fără să-l pornesc, fără să mă plin cu el, repet, să-și dai seama instant că este mult mai confortabil. Avem ecranul la ultimul de la Can-Am, mare, frumos, elegant, storage, storage și storage. Despre ce vorbim? Și ăsta pentru coloană, pentru spate, pasager, frumos, ia uite-le. Ia uite mânerele încălzite pentru pasager, la șofer nu mai zic, la pilot. Aceeași piesă ca la bine aceeași, e mult spus aceeași, că doar se aseamănă, dar nu este același lucru. Aici avem suspensia, piciorușele astea foarte tare, ce să zic, e rugged așa totul. Iar aici, fraților, avem două motoare full electrice de la Can-Am, sunt singurele din Europa. Și uitați-le aici lângă mine, din toată Europa, aceste două modele, două bucățele. Acesta este cel mai mic, uitați aici, Rotax e-Power. Ăsta e oraș, stradă și ăsta e un fel de adventure, de fapt un fel este adventure. Uitați aici mai multe informații, sper că ați pus pauză. Și la fel vine cu ultima tehnologie de la Can-Am, ecranul la mare, conectivitate. Uite aici să vă arăt, stay connected, tot felul de accesorii. Avem Vibe, intercom, BRP Go pe care l-am și eu, Can-Am Origin 2025. Și încă o chestie unică care este aici. Bine, toate astea sunt unice, că sunt blană. Avem acest Maverick R XRS Max, adică fraților de 4 persoane și acesta vine în anul ăsta 2025, cum zic ei, mai 25. Ăsta e nou, da, anul acesta. Și uitați-vă la schema asta de culori, că efectiv înnebunești. Efectiv înnebunești. Uite așa, trebuie să arate. Un 1000R 2025 full of mud. Și aici mai avem 1000R-uri Maverick Sport, Tracksterele. Mi-e foame, tati, mi-e știu mai de aia. Luăm acum un vapor, mergem să mâncăm ceva. Scuzați-mă că e camera așa aburită, dar am fost pe off-road, n-am făcut nimic altceva. Le avem pe băieții spate aici. Le e foame, tati meu.
ziua 2 în Portugalia. Ziua 2 va fi on 3 wheels. Vreau să vă arăt așa, că de-aia mi-am pus microfon. Filmez cu Galaxy S24 Ultra. Here you go. Doar așa să vă arăt minunățile astea. Sea to Sky, ediție aniversară 99. Uitați cât a monstru. Cum o să nu facem conjurul globului cu așa ceva? Șezut, mânere, tot încălzit și pentru cel din spate. Boxe peste tot, difuzoare, bine că acum ne-am învățat. Spații de depozitare peste spații de depozitare. Și eu merg cu acesta, te-ați ghiuzdanul meu acolo. L-am ales pe acesta pentru că, na, să văd și dacă e vreo diferență între al meu și asta, deși boomer nu e. L-avem aici pe Liviu care și-a ales tot Sea to Sky pentru că omul vrea confort și muzică de calitate. Alte Sea to Sky, full black. Frumos și ăsta model ca al meu, numai că altă culoare. Și pentru fanii înrăiți Riker, priviți aici modele frumoase. Model frumos, ăsta e Rally. Și lipsește unul de aici care are o schemă de culori foarte frumoasă, nu știu unde neba s-a dus. Riker. Uitați unde s-a dus, uitați-l acolo. Galaxy S24 Ultra, ia uite, content de calitate și acolo. Ne vom da și pe apă. Stați așa că nu v-am arătat diferența între al meu și acesta. Pe al meu știți, ăsta vine cu aceste faruri LED-uri noi nouțe, cu designul ăsta nou de la Can-Am. În rest, peste tot la fel. Evident, schema de culori alta. Și mai avem acest ecran mare, tot așa, latest and greatest from Can-Am. Și cam atât, spate la fel, totul la fel, cam atât, let's go! Hello, goodbye! Hello, sir, I kiss you. I kiss you. N-am văzut în viața mea și acum vorbesc inclusiv cu prietenii mei apropiați. Guys, în viața noastră, în nicio vacanță, n-am văzut valuri atât de înalte ca aici, credeți-mă. Și zona asta este recunoscută pentru valuri. Piki! Piki stă și el aici la o îmbucătură, ceva. E supărat că nu-i dă lumea un pește, un somon. I-a oprit poliția într-una între ture pe băieți. Pe unul dintre băieți, pentru că a căzut un număr de înmatriculare de pe Can-Am și îți dau seama, erau pe autostradă, pe ceva, hei, n-ai număr și au venit până aici. Vedem, se rezolvă, totul se rezolvă, mă. Și-a plecat. Gata și cu ziua de astăzi, mergem din nou la hotel pentru a face un networking deosebit în continuare. Ne revedem cu alte cadre. Position has already spoken. So many thoughts around the 40 minutes, so extending that off schedule.